călătoriile lui Gulliver. Tare de mult, în anul 1712, trăia în Anglia un tânăr medic pe care îl chema Gulliver. El s-a decis să devină medic pe vapor, pentru că îi plăcea foarte mult să ia parte la călătoriile lungi pe mare. Într-o bună zi, Gulliver a ieșit din port pe puntea vasului Antilop, care își luase drumul spre mările din sud, dar vaporul a fost prins într-o furtună mare și s-a scufundat, singurul supraviețuitor al naufragiului fiind Gulliver. După ce tânărul a fost purtat timp de câteva zile pe valuri, norocul l-a dus în cele din urmă aproape de uscat și a reușit să înoate până la o insulă, aparent nelocuită. Fiind foarte obosit, el a dormit imediat. Când Gulliver s-a trezit, a încercat să se ridice, dar a observat că mâinile și picioarele i-au fost legate de pământ și întreg corpul i-a fost imobilizat cu ajutorul unor frânghii. "Ajutor! Deslegați-mă!" a strigat Gulliver. Dar atunci, spre marea lui mirare, a observat că a fost prins de niște omuleți micuți, care nu aveau mai mult de 20 de centimetri înălțime. Unul dintre omuleți, un pitic îndrăzneț și cu inițiativă, și-a băgat sabia în nasul lui. Sabia l-a gâdilat atât de tare încât Gulliver nu s-a putut abține să nu strănute. Omuleții speriați au rupt-o imediat la fugă. Peste câteva minute, cei mai curajoși au revenit, rezemându-și scările de umerii lui. În curând, un regiment de omuleți mărunți i-a adus de mâncare în coșuri, mărșăluind cu toții, unul după altul, spre gura lui. Împăratul piticilor, care stătuse până atunci la picioarele lui Gulliver, a pornit și el spre gura lui, împreună cu mai mulți supuși credincioși. Când a ajuns acolo, el s-a apropiat cât a putut de obrazul lui și a început să-i strige cu voce tare. Te salut în mijlocul nostru, munte de om! Bine ai venit în țara liliputanilor! Vei fi tratat cu respect, dar nu uita că datorită poftei tale de mâncare poți să devii periculos pentru țara noastră. Dar ne-am sfătuit. Unii au propus să te lăsăm să mor de foame sau să-ți împungem fața și mâinile cu săgeți otrăvite. Numai că atunci corpul tău, intrat în putrefacție, ar emana un miros groaznic în toată țara și poate s-ar naște chiar și epidemii. Așadar, ne-am gândit să-ți facem o propunere. Ajută-ne să terminăm odată războiul cu blefuscienii, război care durează de 36 de luni deja. Dacă ești de acord și ne vei ajuta, îți vei recâștiga libertatea. Gulliver credea că visează. Se uita la omuleții din jur cu stupoare. În cele din urmă l-a întrebat pe împărat. Dar ce a dus la acest război? Să vezi, toată lumea știe că un om moale trebuie spart la capătul mai turtit. Într-o zi, tare de mult, când încă străbunicul meu era copil, el ar fi vrut să mănânce un ou. Dar vrând să-l spargă după metoda obișnuită, s-a tăiat la deget cu coaja lui. Așa că împăratul a emis un document, prin care a ordonat că toată populația trebuie să spargă oul la capătul mai ascuțit. Altfel, riscă o pedeapsă groaznică. Deoarece oamenii erau tare nemulțumiți din cauza noii legi, au izbucnit mai multe revoluții. În timpul uneia, împăratul și-a pierdut coroana, iar într-alta a murit. Numărul victimelor se estimează la 11.000. Acești oameni au preferat să moară decât să se supună legii care ordona spargerea oului la capătul mai ascuțit. Blefuscienii au profitat de acest haos, au atacat țara noastră și au luat drept prizonieri jumătate din locuitori. De atunci se luptă cele două imperii. Astăzi, blefuscienii se pregătesc să ne atace dinspre mare. Din acest motiv, apelez la tine. Îți acord toată încrederea mea și mă bizui pe curajul tău. În cele din urmă, oamenii împăratului l-au deslegat pe Gulliver și l-au dus într-o biserică foarte veche, cea mai înaltă clădire din țară. Acolo, muntele de om a fost legat din nou, de data aceasta cu 18 lănțișoare, asemănătoare cu cele pe care le purtau femeile europene pe vremea aceea la ceasul de mână. Apoi au fixat lanțurile cu 36 de lacăte. Gulliver s-a gândit toată
luptă noaptea, la modul în care ar putea învinge vapoarele belefuscienilor. Pe când se lumina de ziua, planul lui era gata. În zorii zilei următoare a pornit spre coasta de nord-est, situată față în față cu coasta belefuscienilor. S-a pus pe burtă și a scos binoclul ca să poată observa mai bine vapoarele inamicilor apropiindu-se. A numărat mai multe 50 de vase de război și nenumărate transportatoare. Venind în Lilliput, Gulliver le-a ordonat omuleților să-i aducă de îndată niște cabluri de sârmă și câteva rânci de metal. Aceștia i-au îndeplinit imediat cererea. Cablurile erau subțiri ca niște sfori, iar rângile erau de grosimea și de lungimea unui ac de tricotat. El a îndoit fiecare rangă, transformând-o astfel în cârlig, a legat cablurile de rânci și apoi s-a înapoiat pe mal. Acolo a intrat în apă, care nu-i venea decât până la piept, și a înaintat repede spre vasele inamice. Când belefuscienii l-au văzut pe uriaș apropiindu-se, s-au speriat atât de tare încât s-au închis în cabinele lor. Gulliver a scos rângile și cablurile de sârmă. De fiecare vas a agățat câte un cârlig, după care a înodat cu câte un nod capetele cablurilor de sârmă. Apoi a prins toate nodurile la un loc și, fără a depune prea mare efort, a tratat cele mai mari vase de luptă în portul Liliputan. Erau vreo 50. Belefuscienii, care au urmărit cele întâmplate de pe mal, au rămas muți de uimire. Când au văzut că Gulliver le ia toată flota maritimă, au început să urle de disperare. Dar Gulliver înainta comod spre portul Liliputan. Ura! Ura! Au strigat liliputanii când au văzut omul munte. Împăratul a venit la mal ca să-l felicite pe erou și, colo pe loc, l-a decorat cu ordinul Nardac, care era cel mai înalt titlu de nobil în țara liliputanilor. Cu aproximativ 3 săptămâni după aceste evenimente șocante, a sosit un grup de politicieni din Blefuscu pentru a începe tratative de pace. Apoi a avut loc o mare festivitate, dar Gulliver nu a participat la ea. După ce și-a recâștigat libertatea, și-a construit o barcă cu vele și a pornit spre casă. În centrul capitalei țării liliputanilor stă și astăzi statuia eroului Gulliver. Muntele de Om.